Vă țin doar 10 secunde, promit. Mi-am făcut și eu un cont de TikTok în care postez și acolo diverse topuri și curiozități, evident mult mai scurte, pentru că ăsta e TikTok-ul. Așa că dacă vrei să mă vezi pe mine într-o formă mai ciudată, adică cu mască și chestii ca în vremurile bune, și să avem alt contact mult mai apropiat, urmărește-mă pe TikTok. Ai link în descriere sau, evident, caută jocuri virtual pe TikTok și mă găsești. Acum să trecem la episodul nostru. Inovația în școli poate lua forme surprinzătoare, de la integrarea noilor tehnologii în metodele de predare până la sfidarea unor norme sociale. Cu bune și cu rele, controversate sau nu, aceste instituții de învățământ ne inspiră prin abordarea modernă și progresistă, oferindu-ne un indiciu asupra modului în care ar putea să arate educația peste câteva decenii. În cel ce urmează, o să vedem câteva dintre cele mai inovatoare, spectaculoase sau controversate școli ale lumii. Bill Gates a declarat că filozofia educației personalizate, pe care o abordăm și noi la LTA, este una din cele mai eficiente moduri de educare a copiilor. Inaugurată în anul 2015 și cu un colectiv de 200 de elevi, școala funcționează pe baza următorului mecanism. Copiii citesc timp de 30 de minute, rezolvă probleme matematice încă 30 de minute, fac cursuri online în domenii de interes, apoi discută cu mentorii lor, din rândul profesorilor, despre informațiile acumulate și țelurile lor viitoare, ca la final să petreacă timp alături de colegi pentru a dezbate diverse subiecte și a socializa. Chiar dacă elevii își ghidează singur procesul de învățare, profesorii au un rol esențial în buna lui desfășurare. Cadrele didactice monitorizează cu atenție activitatea copiilor, sunt acolo pentru a le oferi explicațiile necesare, îi ghidează în folosirea tuturor programelor informatice și se asigură că elevii își îndeplinesc anumite atribuții obligatorii: teme, teste și examene. Liceul Ørsted din Copenhaga este de fapt o sală imensă de clasă în formă de cub, unde 358 de liceeni învață împreună. Structura clădirii este menită să încurajeze colaborarea dintre elevi pentru a-i pregăti să performeze în profesie. Ne-am dorit să predăm într-un mediu în care elevii să cerceteze, să lucreze în echipă și să găsească soluții inovatoare pentru probleme reale. Ne dorim ca liceul nostru să fie o poartă directă către realitate. În acest fel, le dăm posibilitatea să transforme cunoștințele în acțiuni concrete, o condiție esențială pentru o școală modernă, a declarat directorul instituției, Ellen Anderson, pentru Business Insider. Această școală suedeză a fost fondată pe principiul egalității de plin dintre elevi, respingând pronumele personale de gen. În loc de el sau ea, copiii sunt încurajați să strige pe nume sau în alte forme neutre, disponibile evident în limba suedeză. Profesorii cred că astfel descurajează activ orice discriminare bazată pe gen, religie, vârstă, clasă socială, orientare sau dizabilitate, iar copiii învață să-i evalueze pe cei din jur pe baza propriilor acțiuni, nu pe fondul stereotipurilor. Această școală olandeză se abate la sistemul de învățământ tradițional și încurajează copiii să învețe în propriul ritm, o abordare foarte interesantă. Maurice de Hond, fondatorul școlii, a declarat pentru Business Insider că fiecare elev nou înscris este integrat în școală printr-un plan de dezvoltare individual, evaluat și ajutat la fiecare 6 săptămâni de către copil, de părinții acestuia și de coach. Școala nu folosește termenul de profesor. În acest mod, copilul îi sunt oferite noi provocări de învățare și instruire atât de diverse, încât poate alege în permanență care sunt potrivite pentru el. Toți elevii din clasele 4-12 primesc câte un iPad cu aplicații și ghiduri vizuale despre cum își pot personaliza procesul de învățare. Această școală, potrivit fondatorului, niciun copil nu este o excepție și toți elevii învață în ritmul lor. Proiectul de extindere la școala primară Nanyang din Singapore, dezvoltat de Studio 505, a vizat reînnoirea și remodelarea fostei clădiri prin crearea unei școli noi, mai mari, cu spații mai deschise și comune. Proiectul include mai multe spații de joacă verzi, incluzând dealul natural pe care este construită școala. Acest design pare ca și cum mintea unui copil l-ar fi creat. Liniile orizontale, colorate, împreună cu coloanele galbene ce susțin poduri care leagă o clădire de alta, oferă o senzație dinamică și senzația de curgere a clădirii.
Această școală primară care a obținut excelența este un exemplu clar al modului în care un spațiu abandonat poate fi reproiectat pentru a da viață unui centru unic. Situat la 7 mile nord de Glasgow, acest vechi loc abandonat a devenit o școală ecologică pentru sute de copii. Programul Scoția pentru viitor a selectat firma de arhitectură Wellster pentru a proiecta această școală ca parte a unui proiect menit să reinventeze cele mai sărace școli din țară. Clădirea este situată lângă un canal și înconjurată de natură. De inspirație minimalistă, designul său contemporan este compus din linii simple. În interior este guvernat de culoare, finisaje de lemn, natural și spații deschise. Adevărat paradis în care să te bucuri de învățare. În 2012, compania Sviggles au creat o școală care se cuprinde cele mai avansate măsuri de inovație și securitate, menținând în același timp confortul elevilor. Formele curbate și distractive, materiale naturale, câmpurile verzi și mobilierul colorat și creativ creează atât un spațiu inspirat cât și funcțional pentru ca ocupanții principali, copiii, să învețe și să se simtă în siguranță. Firma de design Rosenbosch a creat o școală în care distribuția spațiului fizic și mobilierul personalizat au fost construite pe baza nevoilor copiilor. Interiorul școlii folosește în mod deliberat designul ca instrument pentru a spori valorile educaționale ale școlii prin activități de zi cu zi. Acest spațiu deschis, fără birouri și scaune, însă cu un iceberg uriaș, cinematograf, laboratoare, platforme mobile și zone de odihnă, găzduiește în multe tipuri de învățare. Mersul la școală poate fi atât de interesant. Încă o dată, Rosenbosch a creat un mediu unic de învățare, spațiul multidimensional își propune să susțină tehnologiile aplicate și diferite tipuri de situații de învățare. În acest scop, școala recrează un peisaj imaginar și creativ în care copiii beneficiază de situații de învățare formale. Sute de activități pot fi dezvoltate cu ajutorul munților colorați sau peștilor magice. În această atmosferă, elevii se bucură să învețe și devin stimulați prin descoperiri, activități creative și experimente. Alt School este o școală inovativă creată de Silicon Valley, o abatere completă de la educația tradițională, evitând modelul de testare tradițional pentru unul care îmbunătățește abilitățile tehnologice și îi face pe copii să gândească flexibil, astfel încât se poate adapta pe măsură ce lumea se schimbă. Copiii transformă obiectele cotidiene în circuite și învață modelarea 3D pentru a construi case de joacă, totul în căutarea sentimentului de confort cu viitorul care îi întâmpină. Lansat de vizionarul Jeevar Tully în 2011, Brightworks ia unele dintre cele mai periculoase lucruri pe care părinții le spun copiilor să nu le facă și faci din ele un întreg curriculum. Copiii din clasele 1 până la 12 ani se murdăresc, se joacă cu focul, desfac aparatele electrocasnice și completează proiecte de artă toate în aceeași zi. Creativitatea este rege la Blue School, care a fost fondată ca un grup de joacă în 2006 de Blue Man Group. Simțind un decalaj în modul în care funcționau școlile, grupul s-a străduit să aducă curiozitatea și fantezia în educație. Ca parte a curriculumului, copiii din clasele 2-8 vin cu modalități de a îmbunătăți reciclarea, de a crea modele 3D ale orașului New York și de a repara aparatele electrocasnice. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb voi ce părere aveți despre aceste școli absolut geniale. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să-mi dați și un follow pe TikTok pentru noi episoade geniale. Nu uitați să vă abonați la canalul meu secundar de YouTube și de asemenea un follow pe Instagram ar fi absolut fantastic. Ne vedem cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.